Adriana Iliescu nu a vrut să-i spună de la început adevărul Elisei despre tatăl ei. Fosta profesoară i-a spus fiicei că părintele ei lucrează în străinătate, m-a întrebat unde e tăticul ei. I-am spus că tati este plecat în străinătate, să lucreze. De fapt, Eliza știe că are mai multe rude, inclusiv bunici în afară. Dar o să-i spun, la un moment dat, adevărul, pentru că ea oricum va afla. I-am spus că mai târziu, când o să mai crească, o să discut cu ea și o să-i povestesc totul, a povestit Adriana Iliescu. În cele din urmă, Adriana Iliescu și-a luat inima în dinți și i-a spus adevărul Elisei. Vestea că nu-și va cunoaște tatăl niciodată a întristat-o profund pe Eliza, care a început să plângă. Acum, fata, ajunsă la 19 ani, a înțeles cum au stat lucrurile și este foarte înțelegătoare și bună cu mama ei. Cele două se înțeleg perfect, se ajută, se iubesc și au grijă una de cealaltă. Elisei i s-a explicat procedeul pas cu pas, i s-a povestit cum a evoluat în burtică, ce riscuri au existat, cum s-a născut. I s-a spus și că au existat riscuri mari. A înțeles, asta până la partea în care i s-a explicat că nu își va cunoaște niciodată tatăl pentru că nimeni nu știe cine este acel bărbat. Partea aceea a fost dureroasă, Eliza a avut lacrimi în ochi și a pus un milion de întrebări. Nu a fost ușor să înțeleagă. Și pentru Adriana a fost un moment dificil, cum să-i explici copilului tău că ai apelat la o bancă de donatori, că nu știi cine este bărbatul respectiv. Elisei a fost nevoită să accepte în cele din urmă. Are noroc de faptul că nașul ei, profesorul Marinescu, îi este foarte aproape, iar pe el îl vede că pe o figură paternă.